contactul cu lirica eminesciană l-am avut încă din tinerețe. Ca elev mi-a plăcut extrem de mult poezia Eminescu, ca orice tânăr îndrăgostit. Versurile Eminescu erau foarte importante, dar în mod profesional, cu gândul de a reflecta, de a recrea ceva din opera lui Eminescu, am avut ocazia acum 30 și ceva de ani, când pe baza unui concurs mi-au propus să ilustrez Luceafărul de Eminescu. Luceafărul, o ediție deosebită a cunoscutului și reputatului traducător Fronio Zoltan. Ediția trilingvă a Luceafărului a constituit pentru mine abordarea unei cărți bibliofile cu 15 ilustrații prin anii 71-72, editată la Timișoara. De atunci am căutat să mă identific cu atmosfera eminesciană și mi-a cerut un timp chiar îndelungat pentru a crea imagini, simboluri atât de puternice și convingătoare, inspirate din versurile eminesciane. Mi-aduc aminte cu plăcere că maestrul Fronio Zoltan, atunci când eu am terminat ilustrațiile, a rămas surprins, încântat, văzându-și imaginile traduse de domnia sa, interpretate de mine și găsind noi valențe în poezia eminesciană. Eu am încercat să recreez această imagine superbă, această imagine de zbor, de vis, cu liniile mele și filtrată de viziunea mea. Din păienjenișul de linii am deslușit o seamă întreagă de simboluri și m-am apropiat cât mai mult de viziunea cosmico-astrală a poemului. Pentru mine Eminescu înseamnă o nostalgie a zborului continuu și imensitatea ecranului pe care se desfășoară acțiunea Luceafărului și a personajelor sale devine în același timp o oglindă în care îmi regăsesc propriile mele întrebări despre lume, în căutarea imaginilor și neliniștilor mele proprii. Am ilustrat Eminescu și o altă ediție mai minusculă, Liliput, care cred că a avut un impact deosebit la public, ea fiind editată în câteva zeci de mii de exemplare pentru tineret care trebuia să cunoască opera lui Eminescu acum 15, aproape 20 de ani. Era foarte important și nu costa foarte mult, era la îndemâna fiecăruia ca să aibă ca talisman această cărțulie care nu depășea mărimea unei cutii de chibrite. Eminescu lui Fronio Zoltan, ilustrațiile din acest Eminescu, din această traducere, peste două decenii au constituit imagini pe care le regăseau tinerii elevi din clasa 9, 10, 11 în cărțile lor de citire. Aceasta se întâmpla atunci când manualele școlare erau unice. Nu știu ce se întâmplă dacă astăzi, după manualele modificate, alternative mai cuprind ilustrații de Eminescu.
De asemenea, m-a preocupat în continuare această idee și atmosfera eminesciană, atât în ilustrațiile mele, participând cu expoziții la festivalul Eminescu, am ilustrat în foarte multe reviste și ziare aniversările eminesciene, am însoțit anumite texte cu ilustrațiile mele, cum ar fi al reputatului nostru scriitor și cercetător Tohăneanu. Am figurat și figurez într-o antologie a cunoscutului cercetător de la Academie, Petre Popescu Gogan, care a editat Eminescu în artele plastice, deci toți artiștii plastici din secolul nostru, chiar și din secolul trecut, care s-au ocupat de Eminescu, figurează în această antologie, cu comentarii foarte, foarte elogioase. Preocupându-mă cu asiduitate de atmosfera eminesciană, mi-a imprimat un sentiment care m-a urmărit în toată activitatea mea profesională. În pictură, atmosfera rămâne ca preocupare permanentă, peisajul meu ține de o anumită cosmicitate. Fără baze solide pe pământ, el se diluează într-o atmosferă mirifică, fără a putea să-i fixez dimensiunile. Se compune din structuri și linii care radiază într-o lumină feerică, chemându-te să-i deslușești existența. Atmosfera lirică eminesciană poate fi găsită în mai toate lucrările mele. Acest lirism mă caracterizează și nu mă deranjează deloc, pentru că studiind în general atmosfera și tradițiile noastre picturale, mi-am dat seama că artistul român este un liric și niciodată n-am putut să mă apropii de un constructivism sec care nu mi-aparține mie ca spiritualitate. Eminescu pentru mine a fost și rămâne un imbold, o posibilitate de a visa chiar și cu ochii deschiși. Thank you.